Te-ai gândit vreodată ce-i face dacă ai avea posibilitatea să oprești timpul? Spuneți-mi în comentarii ce ați face voi dacă ați putea opri timpul. Ei bine, asta vom avea în episodul de azi, pentru că ne jucăm un nou joc în VR, unde obiectivul nostru este să oprim timpul și să-i oprim pe răufăcători, pentru că noi suntem un supererou. Așa că nu uitați să apăsați butonul și de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade în VR. Și hai să strângem multe, multe like-uri. Pisica este aici lângă mine. Salutare! Și pisica, tu câte like-uri zici să strângem la episodul de azi? Peste 10.000 de like-uri! Peste 10.000 de like-uri! Bă! E bine, pisica aici pentru că jocul ăsta schimbă camerele ciudat și mă ajută ea să poată să schimbe să se vadă first person. Bun, hai să vedem, îi dăm pe new game și hai să vedem dacă reușim să strângem cele 10.000 de like-uri. Așa, am pornit la drum. Ia să vedem, domnule, care e trebușoara cu jocul acesta. Deci, asta e povestea. Dintr-o dată, m-am trezit super erou. Adică, gândește, tu te duci la școală, nu știu ce? Și deodată te trezești că primești un costum pe tine și te transformi într-un supererou care poate opri timpul. Asta e cea mai unică chestie despre jocul ăsta. Și dintr-o dată o voce îmi spune: tu ești cel ales. Stai, cel ales? N-am timp să-ți explic, trebuie să intri în portal chiar acum. Hai să vedem. Intrăm în portal, stai, ce portal? Unde este acest portal despre care se vorbește? Acest portal. Ia să vedem și acum o să vedeți, pisica a schimbat camera pentru că uneori se vede ca din pe o cameră supraveghere, ceea ce e foarte ciudat, uite, camerele alea de acolo. Așa, bun, hai să intrăm în portal și să mergem să ne învețe cum să devenim un supererou care oprește timpul. Hopa, am aterizat. Ia uitați-vă, ăștia sunt niște răufăcători. Mă băieți, voi sunteți șmecheri? Ăștia-s băieți de cartier, ați înțeles? Și acum eu am ieșit din mine, da, ca și cum ar fi ieșit sufletul din mine. Și să vedeți ce pot să fac. S-a oprit timpul, deci ei nu mai poate să se miște. Nu mai poate să facă absolut nimic. Iar acum eu pot să-i întorc mâna lui ăsta. Iau mâna de aici, eu întorc spre prietenul lui. Înseamnă că e corect. E corect, sper că îl nimerește. Și acum poți să intri în corpul cuiva și efectiv să vezi din ochii lui. Și fiți-ați și o să-i fac lui ăsta. Bă, deci mi se pare foarte unic jocul. Dacă ați ajuns până aici la episod, hai să apăsăm pe butonașul de like chiar în acest moment, da? Deci nu ezitați, pentru că jocul ăsta merită și dacă vreți poate vă face și alte episoade. Și am să-l împușc pe ăsta, eu fiind răufăcătorul acum, știi? Și acum avem un timp acolo, vedeți? Noi trebuie să ne grăbim, acum e tutorialul și de asta ne-a lăsat atât de mult, dar în mod normal noi avem un timp. Și hai să vedem ce se va întâmpla. Deci ăsta îl împușcă pe ăla și îl împușcă pe ăsta. Și acum s-a dus timpul, intrăm înapoi în noi și hai să vedem rezultatul. Puc! Ia uite, mă, pe băieții ăștia răi. Ia uite, mă, pe băieții ăștia răi, s-a cam zis cu ei. Eu zic că am făcut o treabă bună ca supererou. Nu știu, să-mi spuneți și voi ce părere aveți, dar vreau să aflu de la voi, știți ce vreau să aflu? Ce ați face voi dacă ați putea să opriți timpul? V-am întrebat și la început de episod, dar vreau neapărat să-mi răspundeți fiecare dintre voi, să-mi răspundeți ce ați face dacă ați putea să opriți timpul. Așa, pisica să ne spună dacă a pus camera care trebuie. Așa, perfect. Eu acum voi ieși din mine și avem 3 oameni. Ăla, toată lumea trage spre mine. Ok? Fiți atenți. Acum voi intra în ăsta. Ăsta va trage în sus spre ăla. După asta vreau neapărat ăsta să tragă înspre el, înspre ăsta. Și ăsta să tragă înspre ăsta. Hai să vedem dacă putem. Așa, înspre ăsta. Deci practic o să moare între ei. Acum nu știu dacă i-am poziționat cum trebuie, dar hai să vedem. De ce ăla sunt eu acolo? Hai băieți, împușcați-vă între voi, sper. Am intrat înapoi în corpul meu. Deci acum ar trebui să împuște între ei. Ăla îl împușcă pe care trebuie? Ah, dar s-ar putea că nu cred că l-am pus pe care trebuie să se împuște. Băi, și a și ratat. A și ratat glonțul. Și cred că acum din cauza asta, no, toată lumea împușcă pe mine. S-a zis cu mine, băieți și fete. Până aici mi-a fost, dar ghiși ce? Am și vieți infinite și nu e nicio problemă. Revenim înapoi și vom încerca din nou. Deci trebuie cumva eu să-l împușc. Nu, ăsta să-l împuște pe un ăla de sus. Ăla, da, deci trebuie să mă gândesc la chestia asta un piculez mai bine. Problema e că nu ai timp foarte mult la dispoziție. Deci ăla îl împușcă pe ăla. Îl pun mai jos. Ok? Ăsta să-l împuște pe ăla de jos. Sper că e bine. Iar ăsta să-l împuște pe ăsta, că e mai aproape. Sper că e bine acum. Nu știu sigur dacă o să fie bine, dar n-am nici foarte mult timp la dispoziție să pot să fac testele astea, așa că ne-am întors înapoi în trup și hai să vedem. Hai băieți, împușcați-vă între voi, sper. Ok, gloanțele zboară, le văd. Mamă, direct în căpățână și... zim că moare și ăsta. Nu pot să cred.
Ok, ăla l-a ratat și mă împușcă ăsta acum pe mine. Deci, m-am prins acum de fază. Cred că de data asta o să-mi iasă la perfecție. Pentru că, dacă stați voi să vă uitați, eu i-am nimerit pe... Deci, ăla l-a nimerit pe ăla. Ăla trebuie să nimerească pe ăsta și nu l-a nimerit. Deci, acum șmecherie o să fie în felul următor. Fiți atenți. Am ieșit din corp, intru aici și glonț în sus. Sper să fie la perfecție. Bun, acum, ăsta... Trebuie mai jos să tragă, undeva așa de jos, îmi tremură mâna pe controller. Iar ăsta va trebui să tragă, așa că ăsta nu, așa, ăsta va trebui să tragă așa. Zim că e bine, zim că e bine, te rog. Am intrat înapoi în trup? Ha, mă, frate, funcționează de data asta? Ăla trage așa, ăla trage, zim că nimerește. Ok, l-a nimerit în picior. Ha, de data asta e clar, e clară treaba. Au murit toți, Doamne ajută că... A trecut ceva vreme, dar ha mă că nu ne-am lăsat bătut și am reușit până la urmă. Trecem prin portal și ajungem la următorul nivel. Și azi are destul de multe nivele. Mamă, unde suntem aici? Ăsta cultivă ceva aici. O să te omor, zice el. Ok. E unul singur totuși. Vei vedeți? Nu văd și alți oameni pe aici prin zonă. Ok, am să intru în el. Fiți atenți. Are o cisternă de asta, nu cisternă, are o chestie cu benzină. Ok, la fix, fiți atenți. O să se împuște, o să împuște chestia aia și o să explodeze. Mai... Cred? What? Am sperat că asta se va întâmpla, dar bănuiesc că nu. Ok, cred că o să trebuiască să-l fac să-și tragă în picior sau ceva de genul. Da, m-a omorât. Eram sigur că o să se întâmple chestia asta. Mai încercăm o dată. E un joc în care trebuie să încerci de mai multe ori până reușești, dar nu este problema că vom reuși până la urmă. Pisica, tu te descurci acolo cu trebușoara? Se descurcă pisica cu trebușoara. O să încerc să nu mai intru în propriul meu corp. Intru în corpul lui și întorc așa și își trage în... Da... Își trage în ce stragi, prietene? Nu o să mai aibă moștenitori. Mamă! Nu cred așa ceva. Ai de capul meu. Asta cred că a durut. Și mai e vreunul pe aici în zonă? Nu văd să mai fie vreunul. Deci ăsta cred că era singur aici. Își cultiva aici o avere. Hai să ieșim din portal și să vedem ce se va întâmpla. Mamă, ce scoște aici? Wow, cât sunt, tăticule! Now you will die, acum o să mori. Ce sunt chestiile astea? Ok, trebuie să ies din corp. Cum? Ok, mă face acum să ies din corp. Cred că a răpit pe cine... ăștia au răpit pe cineva, frate. Ok, ăsta va omorâ pe... Pe cine să omoare? Pe ăla? Dar cum o să moară ăsta alalt? Asta... Am văzut o cisternă de-aia. Acum am văzut-o. Da, și din păcate cred că... Ăla l-omoară pe ăla? Nu l-omoară. Stai, de ce îi face chestia asta? Ok, iau arme de fapt, dar am venit eu prea devreme aici. Și acum bineînțeles că toată lumea va trage în mine, da. Era de așteptat, băieți, dar știți ce nu știți voi? Știți ce nu știți voi? Ei bine, voi nu știți faptul că eu o să trag în cisterna aia dacă o să ce-o fi. Eu tot zic cisterna, nu cisterna, eu... Cum se cheamă chestia aia? Chiar nu știu. Butelie, mă, e o butelie. Ai de capul meu, la mine toate sunt cisterne mai nou. Bun, hai să vedem, o să încerc să ajung aici. Ajungem repede așa, ajungem așa, luăm ăsta și tragem acolo jos. Hai, funcționează? A tras, ce s-a întâmplat? Am tras un glonț acolo și de ce n-a explodat? Bă, nene, altă variantă eu nu observ în afară de asta. Că vedeți că ei mă omoară imediat când ajung în nivelul acesta. Chiar mă întreb, oare... Sunt niște bețe aici pe care ei vor să le lovească. Avem asta, cum zicem, avem asta de combustibil. Mă gândeam că ar avea vreo legătură, dar nu, nici nu, tu nu poți să interacționezi practic cu ele. Am să încerc să trag tot acolo, să văd dacă o să pot. Am întors în propriul meu trup. Bă, trece prin el sau mi se pare mie? Sau trece pe lângă el? A, da, voi vedeți că glonțul... Lol, voi vedeți că glonțul circulă între... Da, e foarte ciudat. Glonțul circulă între... Deci în momentul în care el trage, se duce într-o parte în alta, se zbânțuie glonțul. Deci, știind chestia asta, crede în felul următor. Va trebui să ne folosim de chestia aia de sus, dar eu nu știam chestia asta și nici măcar nu-ți spune undeva. Așa că, da, hai să încercăm să facem treaba. Deci o să intru în corpul ăsta și o să încerc să trag în panoul ăla. Unde zice că e periculos să tragi în el.
Nu neapărat strage în el, dar e periculos în general. Hai să vedem acum ce se va întâmpla. Deci el trage în chestia aia, explodează și... Asta era, mă, șmechile, și până-și scotește armele. Opa, tăticu! Om, cum l-au luat pe ăla, vai de capul și de zilele lui. Wow, ok, asta a fost destul de distractiv, trebuie să recunoașteți. Hai să mergem spre următorul și să vedem ce se va întâmpla aici. Ia uite, băieții mă așteaptă. Salut, băieți, ce faceți? A venit domnul supererou. Bă, nu știu, dați-mi un nume de supererou. Super infinitul sau nu știu, habar n-am, dar scrieți în comentariu un nume de supererou, ok? Vă spun mamelor voastre. Ok, tu ai să-ți tragi așa. Tu ai să-ți tragi tot așa. Tu ai să-ți tragi tot așa. Și tu ai să tragi în ăla și ăsta ai să cotești. Stai că-i dau în cap lui pisică. Hai să cotești de volan, dar nu știu dacă merge. L-am învârtit eu, dar hai să vedem. Mai am câteva secunde. Deci toată lumea își trage în... da. Oi, am intrat înapoi în corp. Hai să vedem ce se va întâmpla acum. Oh my gosh, au tras toți în așa, dar din păcate ăla m-a mai rămas cu armă în mână. A mai rămas unul cu armă în mână. Mă nimerește la cu shotgun de acolo, ce zici? Eu zic că da. Eu zic că mă nimere... Ai de cap. Bă, dar shotgun nu trage așa glonț cu glonț. Cine a făcut jocul ăsta? Mă, frate. Ok, deci tactica mea cu trasul în așa funcționează. Trebuie să recunoașteți doar că... Cred că... Dar nu e vorba de volan, ci e vorba de faptul că rămâne ăla la final. Ceea ce... Hai să vedem. Deci tu repede. Așa. Tu repede. Așa. Tu așa. Bun. Ăsta. Voi încerca așa și el. Și atunci asta cu mașina. Am să mut volanul, uite așa. În jos. E în jos? E în jos, nu? Da, e în jos. Bun, ăsta nu știu dacă are vreo treabă. Nu știu dacă are gloanțe sau arme sau... Habar n-am, am văzut că are doar mașina. Din ce am observat. Are și el o armă. Dar a zburat din mașină, nu știu de ce. Nu-mi zic că se trezește și trage mine acum că leșin. Bă, uite-te la el că se trezește, deci nu te cred așa ceva. Cu ultima suflare s-a trezit, mă. Bă, dar tu l-ai văzut când stătea pe capotul pe spate așa frumos? Zice că stă la soare el, mă, drăguțul de el. Bă, deci, ăla practic din mașină trebuie să moară, dar ăla nu moare pentru că... Da, e complicat, deci nivelul ăsta chiar este complicat. Pentru că aș putea să fac așa. Aș putea să fac ăsta să mi-l omoare pe ăsta. Așa. Ăsta să mi-l omoare pe ăsta. Ăsta să se omoare pe el. Și ăsta să tragi de volan. Să dai într-o parte. Nu știu dacă o să funcționeze. A mai rămas ăsta care trebuie să omoare și el pe el. Așa. Trage în tine, prietene. Așa. Asta e ultima încercare pe care o mai fac, că nu știu dacă o să reușești. Ce-a pățit ăla? Ce? Ce s-a întâmplat? Ăla ce-a pățit? De ce a rămas? Nu! Bă, l-a rămas cu mâna în sus, dar el tot trage în mine, mă, ia zi tu de el. Zi tu de el dacă nu. Bun, oameni buni, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut, o idee destul de unică. Momentan, eu zic că a fost interesant ce am văzut până acum. Dacă o să vreți să mai facem episoade în continuare cu joculețul ăsta, trebuie să mai așteptăm până se lansează varianta full, pentru că asta a fost o variantă preview în care am putut să vedem doar câteva nivele, iar ăsta este cam ultimul nivel. Ne auzim data viitoare, pa, pa!